Iată, în partea a doua a emisiunii Fotoliul cu Ghimpie, stimați spectatori, invitații noștri de astăzi, domnul Daniel Macovei, candidat pentru funcția de consilier local la Certeșul de Sus, și domnul Daniel Bugnar, candidat din partea PMP la funcția de primar al comunei Certeșul de Sus. Domnule, am înțeles, dar se pare că noastră aveți o figură din asta mai de zmeu, așa, mai de bau-bau prin comună pe acolo. Eu sau colegul meu? Nu, noastră, eu. Noastră. L-am înțeles. În sensul de vine Bugnar, dărâmă cotețele de la blocuri. Stați că la mituri sunt celebru. Da. Asta e mitul numărul 2 cu cotețele. Asta în campania trecută, că atunci nu funcționa bine treaba cu închide Goldu. Știți că atunci Goldu încă avea gândirea lui. Era o gândire care funcționa, da? Atunci păi nu, dar de regulă am observat o chestie, că ăștia mai intelectuali, așa, dumneavoastră îmi păreți așa mai intelectual. Ăștia mai intelectuali, așa, pe la săteni, pe acolo, cum vă place dumneavoastră să spuneți, nu prea au priză la public, așa. De regulă au. Nu știu, nu mă pronunț eu. Și atunci nu mă pot pronunța pentru public. Dar pot să mă pronunț cu cotețele, dacă mă lăsați. Ziceți cu cotețele. Păi lăsați-mă să zic cu cotețele. Păi vă lămuresc imediat. Deci cu cotețele lucrul stă în felul următor. În campania trecută din 2016... Asta e situația. Cotețele există, sunt acolo. Ajungem să... Dar ce cotețe? Păi stai să vă explic. Păi lăsați-mă să vă explic. Yeah. Deci în campania aia, tot reprezentantul PNL-ului s-a dus și le-a spus oamenilor de la blocuri, dacă cumva îl votați pe ăsta, ăsta vă dărâmă toate cotețele. Ce cotețe, domnule? Cotețele sunt următorul lucru. Locuitorii de la blocurile din Certeș. Așa. Locuitori care ori activat în ramura minieră a comunei, adică în industria minieră de stat care a funcționat până la închidere, parte din ei pe urmă au fost preluați, cum am discutat mai devreme, de către compania Deva Gold, parte din ei și-au găsit de lucru în altă parte, parte au rămas la pensie, parte vor făcut fiecare ce-or putut. Așa. Oamenii ăștia au niște cotețe, ca să zic așa. Mini-gospodării. Cotețe în spatele cărora au o mică grădină, adică ca să înțelegeți, pe un amplasament care e liber de sarcini și e proprietatea nimănui deocamdată acel amplasament, în decursul anilor, oamenii de la blocuri și-au făcut așa un amplasament de cotețe și cu o mică grădină. La cotețe, o muțâne, câinele, sculele, bicicleta care o are... Și chiar animale. Uite, el poate să spună mai bine ca mine, că el știe mediul mult mai bine decât mine și pe urmă eu reiau ideea cu cotețele. Sunt mini gospodării, practic. Ei țin acolo, sunt care țin animale, sunt care au doar, de exemplu... Ce animale? Păi păsări, porci, cam majoritatea cam masa țin. Sau sunt care au garaj pentru mașină. De exemplu, și noi avem, este un amplasament, chiar primul este unde este garaj și fratele meu ține, are niște păsări acolo. Apoi alți oameni au grădini și au diferite straturi. Ceapă, cartofi, morcovi, știu eu ce vor să crească. Și plus că acolo se țin și lemnele. Țin lemnele pentru la blocuri. Asta e altă problemă. Lemnele cu care se face foc în blocuri, că blocurile nu au altă sursă de încălzire. Acolo se depozitează lemnele pentru blocuri. Și pentru că nu au unde să le țină și la blocuri neavând gaz, automat ei trebuie să se încălzească cum se încălzește cu sobă, cu foc. Și așa ei depozitează și lemnele la cotețe. Și da, asta era o veste, pentru că era o știre atunci, acum 4 ani de zile, în 2016, cum că Dan Bugnar, dacă vine, distruge toate cotețele. Noi am avut discuții pe tema asta și poți să intervin aici. Da, când doriți. Da. Așa, în tema asta a cotețelor, degeaba vă râdesc, e o chestiune foarte importantă pentru oamenii de la blocuri de la Certeș. Noi am purtat discuții. Am dreptul să zâmbesc. E dreptul dumneavoastră. Mulțumesc. Da. Noi am purtat discuții. Nu că n-am nimic împotriva lucrurilor ăstora, da? Domnule, suntem în 2020 și folosim termenul cotețe. Asta e situația. Bun. No, acum așa stăm noi astăzi. Bun. Ca să limpezim lucrul ăsta, că cred că avem voie să spunem. Sigur. Așa, ca să limpezim lucrul ăsta, noi am decis. Cei care facem campanie electorală acum pentru din primăria Certeșul de Sud. Nu, acum, în 2020. Pentru din 28 septembrie faceți campanie electorală. Din 28, din 28 august, pardon. Da. Corect. Așa. Că o să facem o procedură, am luat legătura și cu topograful autorizat în întabulări și vom face o procedură, păi ne-am informat,
Că altfel, dacă ne ducem în campanie din 28 la oameni și le zicem ceva, bă, stați că știm noi ceva, dar nu știm prea bine, dar când o să știm, o să vă spunem. Eu o să zic că, bă, când vă seriorizați, duceți-vă acasă, vă seriorizați și veniți înapoi. Da. Eu așa văd lucrurile, cel puțin. Nu putem să facem promisiuni fără o bază. Exact. Am făcut o discuție în privința asta și o să prezentăm oamenilor mecanismul de întăbulare a cotețelor cu grădina aferentă fiecărui coteț. O să stabilim împreună cu oamenii ce suprafețe au acolo și o să le întăbulăm cotețele odată cu pământul de sub locuri. Și cu asta i-am distrus încă un mit la domnul Petrișor Câmpean. Dar de ce să nu putem? Deci dumneavoastră nu vreți să dărâmați cotețele, vreți să le întăbulați. Eu vreau să le întăbulez, corect. Dar de ce nu vreți să le stricați? Păi vă spun imediat. Dacă le stricăm, omul ăla care are la coteț 3 găini și câinele, ca să le iau pe cel mai de jos, nu mai are unde să le țină. Câinele o să umble de izbeliște pe grădină, găinile probabil le taie și le bagă în frigider, da? Sau le mănâncă. Dacă imediat. Păi, mă rog, dacă le întăbulăm, lucrurile se pun în ordine. Să știți că unii oameni acolo, eu am trecut și m-am uitat, mi-a zis Daniel, haide să te uiți să vezi cum e. Unii oameni au făcut investiții acolo, au băgat 2-3.000 de lei, 2.000 de euro, fiecare când au ținut puterile, să știți, și au făcut investiții. Dacă noi le punem într-o formă legală astea și omul știe că e proprietar, credeți-mă că după aceea să putem discuta cu ei, să vedem cum le aducem pe toate într-o formă, ca să fie totul decent. Da, asta înseamnă să vrei. Da, probabil eu de asta arăt, că mă gândesc că fiecare e într-o formă, unui de lemn, altui de... Să știți că unele sunt chiar organizate, așa că nu-i mare lucru, ele fiind înșirate totul de-a lungul unde-i străzi, nu-i mare lucru să le delimitezi, să stabilești un spațiu de grădină cât are omul și să-i faci întăbulare pe el. Și pe urmă îi spui rău, bă, acum ți le-am pus, eu ți le-am pus în ordine, ce trebuie să facem și hai să le facem să arate cum trebuie. Că oricum te vorbim că vrem să învelopăm blocurile, să facem nu știu ce, păi ori le facem, ori nu mai facem nimic. Păi cum să le învelopăm, domnul Gunar, dacă noastră nu aveți asociații de proprietari acolo, aveți? Auziți, dacă o să se facă această tăbulare și la pământul de sub locuri, oamenii își creează asociații imediat, pentru că oamenii stau acolo. Eu știu ce știu de la Daniel, nu sunt apartamente de vânzare, blocurile sunt cam ocupate. Da, absolut. Deci oamenii stau în ele și atunci de ce să nu vrei să le repare? De ce să vrei să stai într-un lucru rău decât să stai într-un lucru bun? Astea sunt chestii pe care chiar vrem să le inițiem, că după cum am spus și noi avem apartament acolo și chiar dorim să le izolăm pe toate și să le facem să arate în primul rând mai bine și să fie mai bun pentru ei. Dar nefiind intabulate, nu poți să faci prea multe lucruri, nici cu asociația. Facem o asociație, dar nu ai ce să faci. Și vrem să ne ocupăm de treaba asta, intabulare, și la blocuri și la cotețe, și atunci lucrurile se vor schimba. Bun, ceilalți colegi ai dumneavoastră de pe lista de consilieri, ce competențe au? Ce îi recomandă pentru chestia asta de consilier local? Pentru funcția asta. Noi am ales după discuții cu oamenii și ca omul să fie mai reprezentativ în satul lui. Adică fiecare să facă ceva concret. Ăsta a fost criteriu. Niciunul dintre ei nu face politică. Unul e antreprenor, altul e pensionar, altul are stupină, sunt toți oameni activi în comunitate. Mă înțelegeți? Și sunt toți oameni care în continuu vor să creeze ceva, vor să miște lucrurile un pic. Da, și ei, la rândul lor, cu ceea ce fac, sunt îngrădiți de mecanismul ăsta în care ne zbatem de atâția ani la Comuna Cetejul de Sus și pe care sper că la votul care o să fie în septembrie, lumea să-l spulbere. Bun, acum, acolo, dumneavoastră, mai aveți o problemă, că se pare că unii sunt în subordinea altora. Acolo se implică foarte mult în viața comunității și în comunitate, pe lângă administrația publică locală și societatea asta comercială despre care ați vorbit dumneavoastră, căreia ba primarul îi aduce mulțumiri, ba preotul îi aduce mulțumiri că a donat pe la biserică, că, adică societatea asta e vorba de vagold. E, domnule, mama răniților pe acolo, donează, face, drege... Eu nu pot să mă pronunț asupra donațiilor făcute de această companie, dar știu că anumite donații s-au făcut. Adică știu și că tot pe, cum să zic, cu ajutorul companiei s-a făcut ceva pe la biserica de la Certej. Nu știu cât. Biserica aia arată bine, acum drept să vă spun, deci mie îmi place cum arată biserica și când am trecut pe lângă ea, m-am și oprit și m-am uitat la ea, ocazie cu care m-am întâlnit cu domnul Petre Băluță, astăzi candidat, și l-am felicitat pe om. Adică, domnule, mi-a plăcut cum arată biserica, am zis, e un lucru ok. Eu am auzit niște bârfe
cum că anumiți consilieri PSD ar fi lăudat lista dumneavoastră de consilier de la PMP. Astea nu sunt bârfe, domnule. De ce sunt? Astea sunt constatări. Cum? De unde? Păi vă spun imediat. Că bârfă înseamnă să preiei ceva ce ai auzit și să o transferi mai departe într-o formă care îți place ție mai mult sau mai puțin. Eu asta m-am auzit. Asta deci ți-a auzit dumneavoastră. Eu dau la capitolul de bârfă. Ok. Eu o dau la capitolul de constatări. Pentru că cei de la PSD, ca să zic așa, poate mână în mână cu cei de la PNL, s-au dus și au văzut să cerceteze lista imediat după ce a fost afișată. Pentru că mie și cei de la PNL mi-au spus, domnule, chiar aveți o listă de consilieri sănătoasă de data asta, cum nu a avut Comuna de multă vreme. Adică, cred că pot să spun asta pe post, nu? Spuneți. PSD-ul și PNL-ul vine cu aceleași consilieri de vreo 15 ani. Adică vă ce țin, sugerați un blat sau ce? Eu nu vă sugerez un blat, eu vă pun să gândiți. Eu vă pun să gândiți. Deci vii cu aceeași... Și acum, da, apare Partidul Social Democrat și zice, noi aducem schimbarea. Care e schimbarea? Îl schimbăm pe Petrișor, pe Petre Câmpian, cu Petre Băluță? În asta e toată schimbarea? Sau schimbăm întreg mecanismul de coordonare a primăriei? Ori prin asta nu se înțelege funcționarii, că e o chestie distinctă. Deci coordonarea primăriei înseamnă Consiliul Local și cu primarul. Pe urmă, ceilalți trebuie să-și facă competențele fiecare conform legii, pe funcția pe care îi. Da, asta a fost o chestie de la început, că noi am venit la Certej, s-au mai schimbat printre ei consilierii, dar nu foarte mult, cam avem aceiași consilieri. Și evident că tu când încerci să faci, dacă vrei să faci ceva, sau, adică ne uităm la Certej cum arată și ne gândim, băi, ok, nu e numai primarul, e vorba de consilieri, ei sunt cei care votează anumite schimbări, dar nu vezi nimic palpabil, pentru că acolo au fost aceiași consilieri de atâția ani de zile. Și noi am venit cu o listă nouă de consilieri, cu oameni care sunt bine văzuți din diferite domenii, au diferite locuri de muncă și care să fie chiar pentru comunitate, nu doar să reprezinte un partid și când mergem și votăm nu facem absolut nimic. Acum îmi permiteți un ghimpe și mie, nu? Dacă sunt la emisiune. Păi, vorbim de aceiași consilieri, de care mai devreme vă spuneam eu că votează în unanimitate. Adică cum votăm toți în unanimitate? Așa chiar are primarul. O fi proiectul de hotărâre... O fi excelent, o fi nemaipomenit, da. Bun, păi dacă sunt așa de nemaipomenit, revenind la treaba cu donațiile, să știți că și noi am făcut donații. Am dus copiii de la școala de la Hondol 3 ani ralând, i-am preluat din clasa 1 până în clasa 4, i-am dus în excursii în țară unde ori dori dumnealor, cu autocar plătit, cazare, masă și părinții.